Așadar, povestea noastră începe cu mine, copil fiind, pasionat de tot felul de colecții, o dorință lăuntrică de a colecționa mai tot ce-mi pica în mână, de la baralele, jucării, mașinuțe de fier, timbre, bănuți, numismatică, ulterior am început să colecționez muzică, iar în 1989, când familia mea a avut posibilitatea de a cumpăra primul video, un videoplayer era, care costase destul de mult, 20.000 de lei, am primit de la un prieten de familie prima mea casetă video. Deci, practic, în această colecție a apărut acest obiect care conținea primele imagini video. De prin 1985, cam de când a început declinul vizibil al vieții din România, am început să-mi doresc să fie și la noi ca în afară, așa cum vedeam prin filmele americane. Și ajungem la data de 21-22 decembrie, când părinții mei mi-au interzis să ies afară, probabil spre binele meu, pentru că la exuberanța de care dădeam dovadă la acea vârstă, sigur, nu m-aș fi putut ține departe de locurile fierbinți ale Revoluției din București și poate aș fi pățit ceva. Așadar, am fost un spectator al Revoluției la TV. Televizorul, la vremea respectivă, în acele zile, fiind singura legătură cu evenimentele care se desfășurau în București, evenimentele fierbinți. Iar mintea mea de adolescent încerca să cuprindă cu disperare și să înregistreze pe retină tot ce s-a dat în acele, să zicem, 8 zile până de Revelion, practic, la televizor. Imagini care pur și simplu îmi văduseră o stare euforică, nu venea să cred că în sfârșit și la noi a căzut regimul și urmează să se schimbe ceva. Iar noi, neavând video recorder, nu am putut să înregistrăm nimic din ce s-a dat la televizor. Toate că mi-aș fi dorit foarte mult să-mi rămână și mie pe o casetă video ceva din ce s-a difuzat în acele zile. În martie 90, când s-a anunțat la TVR că jurnalistul Petre Mihai Băcanu va difuza câteva fragmente dintr-o filmare de la Intercontinental de pe 21, ceea ce mi se părea incredibil să văd imagini de pe 21 când încă Ceaușescu nu căzuse, pur și simplu am înnebunit. În mintea mea încolțea un singur gând, cum să fac să am și eu aceste imagini. Probabil că vă întrebați de unde a venit soluția salvatoare. E cum să teme așa și mă gândeam?
deznădăjduit, mi-am adus aminte că unchiul meu, din partea mamei, cumpărase cu vreun an în urmă un videorecorder pe care dăduse săracul o căruță de bani, respectiv vreo 50.000 de lei pe vremea aceea. 50.000 însemnând mai mult de jumătate dintr-un autoturism Dacia, vă dați seama. Așadar, am rugat-o pe mama mea să vorbească cu fratele ei ca să mă ajute și pe mine cu înregistrarea respectivelor transmisiuni de la TVR, ale lui Petre Mihai Băcanu, ale filmării de la universitate. E o filmare super cunoscută, a securității, respectiv filmată de unul dintre operatorii mei, pe nume Cozac, un armean. Există și niște poze în acest sens. O filmare pe care toți o știm, sau cel puțin cei din generația mea au văzut-o cel puțin o dată la televizor, la edițiile aniversare ale știrilor din fiecare an. La puțin timp după ce unchiul meu mi-a înregistrat cele respectiv, cam 8 minute au fost date din acea filmare, care de fapt avea 40 de minute, am primit un telefon de la el în care mă întreba dacă să-mi înregistreze și procesul Ceaușescu, varianta necenzurată și completă, așa cum credeam noi la momentul respectiv, care urma să se difuzeze într-una din serile lunii aprilie 1990. Bucuros, bineînțeles, că am acceptat și, practic, la finalul acelei înregistrări, această casetă a devenit prima piesă din arhiva mea digitală. Din 2001 am început să transpun în digital. Iar în 2003, când s-a implementat transpunerea în format compatibil DVD, am reușit, prin anumite eforturi, să-mi cumpăr o placă de captură, un DVD writer, împrumutând de la locul de muncă un video recorder sofisticat, am transpus respectivele imagini pentru prima oară în digital. Așadar, în 2003 pot spune, practic, că s-a născut această arhivă digitală. Au mai trebuit să treacă încă 12 ani în care nu s-a întâmplat nimic. Iar în 2015 am găsit surprins pe YouTube că cineva postase filmarea integrală de 40 de minute din acea după masă de la Inter. Am contactat persoana respectivă, scriindu-i chiar pe YouTube. Femeia, foarte drăguță, mi-a răspuns, surprinsă că mai este cineva interesat și colecționează imagini de la Revoluție, și m-a invitat la dânsa acasă, unde urma ca soțul dânsei să-mi dea tot ce avea dânsul strâns în arhivă. Am aflat ulterior că această familie se ocupa cu arhivarea materialelor video ale Revoluției Române în cadrul Asociației 21 Decembrie. Acesta a fost al doilea pas în creșterea colecției mele digitale, de la o oră jumate cât aveam eu transpus din acea casetă trasă de unchiul meu, la respectiv 50, poate 70 de ore, colecție care a trebuit rearanjată și rearhivată pe date și pe segmente. Concomitent, mi-a picat în mână un documentar făcut în 92 de către un regizor timișoran pe numele lui Andrei Ujică, fugit din țară înainte de 89, un documentar numit Videogramele unei revoluții. Un documentar foarte reușit, aș spune eu, cred că unul dintre cele mai reușite documentare de până acum făcute și cel mai complex.
care la final avea pe generic o bibliografie, să zicem, a celor care filmaseră. În urma cercetărilor întreprinse și a colaborării pe internet în prima fază, uneori pe mail, uneori pe Facebook, uneori pur și simplu găsind informații pe Google și contactând anumite persoane, a început o colaborare asiduă, care a durat vreo 2 ani de zile, la finalul căreia colecția mea a atins aproape 300 de ore de materiale video, de documentare, toate legate de acest subiect, Revoluția Română. Am ajuns să cunosc persoane de major interes și care în acele zile fierbinți au reușit, prin curajul lor, să lase posterității imagini unice. De exemplu, am ajuns să-l cunosc personal și am devenit un prieten cu singura persoană care a filmat de la sol în acea noapte terifiantă de 21 decembrie la Inter, în piața universității, care a fugit printre gloanțe când a început să se tragă și care a lăsat posterității imagini incredibile. Acea persoană, pe nume Dumitru Pătrașcu, crescut în Timișoara și ulterior stabilit în București, a avut curajul incredibil ca în acea noapte să pună camera video pe care o avea, un JVC, exact acest model, un JVC GF450, să o pună în geanta ei, nu înainte de a decupa în dreptul obiectivului materialul, și care a filmat aproape jumătate de oră din acele momente de groază. Am reușit de asemenea să intru în contact și să colaborez cu mai multe persoane care au gravitat în jurul acestui subiect. Respectiv, l-am cunoscut pe Paul Cozighean, supranumit omul care a filmat Revoluția și care a filmat de sus, de pe clădirea Societei General, noaptea de 21 decembrie. Un alt om pentru care eu am un respect deosebit. Am avut câteva întâlniri fructuoase cu Mihai Tatulici, realizatorul serialului Revoluția Română în direct, unul dintre cei doi realizatori, celălalt e regretatul Virgil Tatomir. Plus alți cameramani, pe care o să-i menționez în momentul în care voi arăta și pozele făcute cu ei. Totodată, printr-un eveniment norocos și fortuit, casetele pe care s-a filmat Noaptea Generalilor, în noaptea de 22-23 decembrie în sediul CC, au ajuns în România, în posesia mea. Căutând pe internet cum aș putea face rost de un documentar scos de o televiziune japoneză legat de Revoluția Română, am reușit să aflu că o franțuzoaică de origine poloneză a colaborat la acest documentar, iar femeia, tot așa de treabă, fiind mișcată profund de abnegația mea după aproape 30 de ani, 25 de ani în momentul respectiv de la aceste evenimente, mi-a făcut practic cadou tot ce avea, uitate prin niște cutii de pantofi undeva într-o debară în apartamentul ei din Paris.
A fost un cadou de Crăciun incredibil. Am găsit în acea cutie, printre alte casete, aceste trei casete video care au fost cumpărate în televiziunea japoneză de la cei care le-au filmat, de la Dan Ciobanu și de la ucenicul lui la acea vreme, Răzvan Constantinescu. Dă-i ordin! Dom'le, să fie arestat! Băi, Marta, puneți ordine acolo și liniște, că dacă e așa, pierde toată țara. Pe ce, Dumnezeu? Stați liniștit acolo și pune ordine în garnizoană. Pentru mine a fost o incursiune plăcută, care mi-a marcat viața și ca adult, într-un mod deosebit, și m-a readus în acele momente fierbinți, în acele zile ale Revoluției Române. Așadar, nu-mi pare rău de această muncă sisifică dusă de a descoperi persoanele care au filmat la Revoluție și de a colabora cu ele și de a interacționa după atâția ani și de a le asculta poveștile. Ce pot să zic? A fost o experiență unică. Am aici lângă mine două dintre camerele cu care s-a filmat la Revoluție. Prima cameră este un Panasonic M5 pe care eu l-am cumpărat acum câțiva ani de pe internet. Funcționează perfect, deci este într-o stare aproape ca nou. Mai avem JVC-ul despre care am vorbit mai devreme, GF450 modelul, care este o cameră unică, foarte rară în România la acea vreme. S-a filmat, cred că au fost două camere ca aceasta în București. Era o cameră greu de procurat pentru că era făcută exclusiv de JVC pentru Orientul Mijlociu și puține persoane aduceau din Kuwait sau din Siria, de pe unde plecau, așa ceva. Așadar, am aici o raritate și o cameră Panasonic M5, care este, să zicem, stâlpul de bază al filmărilor Revoluției Române. Nu mai pot, mă lasă inima. Păi hai atunci.